frumos. Încotro. Mersi. Ce faci, mamă? De ce plângi? E rușine cu tine, mama, ai 45 de ani. Cum să-ți faci relație la vârsta asta? Dar ce? N-ai mai văzut în prima și ultima femeie? Sau nu înțeleg? Stai de vorbă cu el, stă și ea de vorbă, sau ne vă întâlniți toți trei. Până la urmă, sunteți sigură că Ciprian este tatăl lui Andrei? Hai, liniștește-te. Da, nu știu, îți dai seama că am și așa un sentiment ciudat. Nu e afară din casă, tata! Tu ești vinovată! Te rog eu mult, Andrei, nu e momentul acum, tata. te rog mult, iartă-mă, te rog, iartă-mă, înțelege-mă! Tată! Bă, tu nu ești bine deloc, bă, lasă-mă, eu sun la salvare, să știi. Fiul dumneavoastră a făcut blocaj renal. Trebuie să-i facem un transplant de rinichi. N-am nevoie de niciun transplant de la tine, de niciun ajutor. Ce nu înțelegeți? Andrei! Nu! Deci eu plec, Andrei, în momentul de față. Lăsați-mă în pace! Să ții un secret înseamnă, printre altele, să porți o povară. Se întâmplă ca secretele să nu se afle niciodată. Dar sunt și situații când, poate fără să vrei, pe un fond tensionat din dorința de a răni sau din dorința de a repune lucrurile pe făgașul lor normal, ai o scăpare. În povestea noastră de astăzi, scăparea respectivă declanșează un adevărat cutremur, cu consecințe greu de anticipat. Brusc, te interesează ce fac? Nu brusc, dintotdeauna m-a interesat ce faci. Dar unde pleci? Asta e ideea. Nu te interesează. Eu și tatăl lui Andrei am divorțat acum câteva luni. Și de atunci, relația mea cu el a devenit foarte tensionată. Nu înțeleg ce-i cu tine, de ce te porți așa, unde te duci, te-am întrebat. E simplu, poți să-mi dai un răspuns. Și eu îți spun foarte simplu că nu te interesează. Andrei, hai, revino-ți. Hai cu tu să-mi faci așa ceva. Dar ce-ți fac, măi, copilule, că nu înțeleg. Deci nu te înțeleg, nu știu de ce ai reacțiile astea, de ce acționezi așa, ce s-a întâmplat? Pentru că tu te gândești doar la tine, doar la fericirea ta și de mine nu-ți mai pasă deloc. Asta e problema. Asta, nu știu, cred că așa o vezi tu, dar nu e așa. Nu e așa. Pentru că până acum numai și numai la fericirea ta m-am gândit. Cu ceva timp înainte să divorțez, eu am reluat legătura cu iubitul meu din tinerețe. Asta este situația. Deci eu cu taică tu ne-am despărțit, asta este. Mama, nu înțeleg cum ați putut să renunțați atât de repede unul la altul și tu vrei să-ți faci o altă relație. Asta este altă discuție, dar tu trebuie să înțelegi și să accepti că eu sunt cu Ciprian. Asta... Uite, mie nu-mi place de omul ăsta, eu nu vreau să-l văd aici cu noi în casă. Știu că este gelos, dar comportamentul lui nu are nicio scuză. Mi-e rușine cu tine, mama, ai 45 de ani, cum să-ți faci relație la vârsta asta? Dar ce? N-ai mai văzut în prima și ultima femeie? Sau nu înțeleg? Nu înțeleg cum să se despartă de tata și să se cupleze cu iubitul ei de nu știu când. Mi-e rușine cu ea. Dar la fericirea mea nu te gândești? În primul rând, tu ca mamă trebuie să te gândești la fericirea mea. Păi dacă nu mai la asta mă gândesc. Atât de mult de mine. Dar mi se pare că ești un pic cam egoist. Nu sunt deloc egoist, mama. Doar că tu, de când ai relația asta cu băiatul ăsta, că altfel nu pot să-l numesc, nu te mai gândești deloc la mine, nu te ocupi deloc de mine. Da, nu știu. Dacă e chiar așa. De când am reluat relația cu Ciprian, fiul meu a luat o razna. Efectiv, nu mă mai pot înțelege cu el. Nu îl suport pe Ciprian ăsta. Nu vreau să-l văd cu noi în casă. Asta vreau să înțeleg și să plece cât mai repede de aici. E singura mea dorință. Nu o să plece. Se pare că cer prea mult? Nu, eu am crezut că tu ești deja la vârsta la care poți să înțelegi multe lucruri. Ce să înțeleg, mamă, că tu la 45 de ani te-ai despărțit de tata, ți-ai făcut o altă relație și, ba mai mult de atât, l-ai adus și pe ăsta cu noi în casă. E clar, nu l-ai iubit niciodată pe tata. Altfel nu-l lăsa pentru un făt frumos. Repet, Andrei, aici nu e numai vina mea. Faptul că ne-am despărțit, ok, ăsta este alt subiect. Dar tu trebuie să înțelegi și să accepti relația mea cu Ciprian. Pentru că el va rămâne aici. Nu. Păi atunci, în cazul ăsta, dacă rămâne el, plec eu. E simplu, nu ai mama, cum alege. Să pleci. N-ai de păi ce să pleci. Păi dacă tu ai ales ca el să rămână aici, eu plec. Chiar ba nu o să pleci nicăieri, Andrei. Ba uite că plec, mama, îmi iau și bagajul. Andrei, și o să stai, plec. Stai nu stau liniștit. Nicăieri, mama. Nu, chiar o să plec. Dar tu nici n-accepti să stăm de vorbă. Nici nu mă mai interesează ce zici.
Întotdeauna dintre mama și tata l-am iubit mai mult pe el. Recunosc. Dacă asta vrea, să plece la tatălui și gata. Dezamăgit de mamă, Andrei se îndreaptă către tatăl lui, care imediat după divorț s-a mutat la părinți. Salut! Andrei, ce cauți aici? Vin la tine! Nu te bucur că mă vezi? Păi, ce cauți aici, Andrei? M-am hotărât să mă mut la tine. Andrei, nu poți să faci asta. De ce vine cu bagajul? De ce? Cum adică să nu pot să mă mut la tine? Ești tatăl meu. Andrei, trebuie înțelege că trebuie să rămâi. Maica ta știe că ești aici? Da, știe, am spus. I-ai spus că da. Te muți la mine? Da. Andrei, nu poți să te muți la mine. Trebuie să înțelegi că trebuie să rămâi cu maica ta. Nu e tată, ok. Înțelege că nu pot să stau cu individul ăla în casă. Nu îl suport. Andrei. Vreau să mă mut la tine, să stau cu tine. Că tu oricum ești singur, ești doar cu bunica. De ce să nu pot să stau? Andrei, nu ai cum momentan să locuiești aici. Te rog, înțelege. De ce? Care e motivul? Adică vrei să spui că nu mă primești în casă la tine? Sunt fiul tău. Andrei, te rog, eu, tată, înțelege că nu e... Știu că ești fiul, normal că ești fiul meu și normal că te iubesc și normal că și maică ta te iubește, dar asta nu înseamnă că nu, ție o decizie. Nu, mama, dacă m-ar fi iubit, m-ar fi ascultat și l-ar fi dat afară pe ăla din casă. Mi se rupe sufletul când îl văd cât suferă, dar nu pot să-i spun adevăratul motiv pentru care am divorțat de Eugenia. Andrei, nu pot să... Eugenia are dreptul ei să-și refacă viața, să fie cu cine vrea. Nu pot să-i decizi. Tu de ce nu ți-ai refăcut viața? Ea de ce și-a refăcut atât de devreme? Imediat cum a divorțat, poc și-a luat pe altul. Andrei, caută să nu o judeci. Te rog eu mult. Nu o judec, ăsta e adevărul, tată. Și acum vreau să stau cu tine, să mă mut la tine. Te rog, înțelege-mă că nu poți să stai cu mine. Te rog, înțelege-mă. Dar nu înțeleg că... de ce nu pot să stau cu tine. Este datoria Eugeniei să-i spună adevărul. Nu pot să accept că mama și-a refăcut viața cu un alt bărbat. Nu suport să o văd cu altul. Nu înțeleg cum de tu accepti asta. De ce a renunțat atât de repede? Eugenia a murit pentru mine în ziua în care am aflat ce am aflat. Sincer, ea a distrus totul. Andrei, ce Dumnezeu, Andrei, de ce nu înțelegi că e o situație mai diferită? Eu n-am lămurit încă cu maică-ta toate aspectele. Dar voi de ce nu mă înțelegeți pe mine? Că eu sunt al nimănui acum. Andrei, nu spune că ești al nimănui și eu și maică-ta te iubim. De ce? Arătați-mi asta, tu mă dai afară din casă, mama stă cu ăla. Ce iubire e asta? Ok, are ceva cu mama, dar cu mine ce are? De ce nu vrea să mă mut la el? Andrei, tată, te rog, înțelege-mă. Deci nu e momentul. Te rog, nu e momentul acum. Te rog eu mult. Tată, chiar vrei să mă dai afară din casă? Andrei, nu vreau să te dau afară. Te rog, și eu te rog să mă înțelegi. Te rog, înțelege-mă. Eu te rog să mă înțelegi. Nu mă dai afară din casă, tata. Îmi pare foarte rău. Vreau să mă... Iartă-mă, te rog mult, iartă-mă. Eu nu vreau să plec, tată. Eu vreau să rămân aici, să stau cu tine. Te rog, Andrei, că nu e momentul acum. Te rog eu mult, înțelege-mă. Dar nu vreau să stau acolo, nu vreau să mă duc la mama. Te rog, haide. Eu te rog, tată. Lasă-mă să rezolv. Lasă-mă, dăm timp. Te rog eu mult, mai dăm timp. Nu vreau, vreau să stau aici cu tine. Te rog eu mult, Andrei, nu e momentul acum. Tată. Te rog mult, iartă-mă, te rog, iartă-mă, înțelege-mă. Tată. Deschide ușa. Tată. Mă simt al nimănui. Tata nu mă vrea. Mama e preocupată cu iubitul și cu mine cum rămâne? Tată. Eu nu vreau ca băiatul să afle ce a făcut mama lui. Pentru că, sincer, l-ar dărâma. Și mie nu-mi place să-l văd în situația aceasta. Nu înțeleg cum de tata a renunțat să mă iubească. Nu înțeleg. Se pare că nu este vorba despre o renunțare propriu-zisă. Bogdan îl iubește pe Andrei, dar sunt urme grele ale trecutului care apasă greu pe umerii tatălui. Ce faci, mamă? De ce plângi? De ce plângi? Te rog eu frumos, hai să stăm de vorbă. Nu se poate așa ceva. Cum să plângi? Uite-l că n-am putut să...
Cum n-ai putut? Ia, ești bărbat sau ce ești? Hai, mamă, să stăm de vorbă, să stăm de vorbă. Pentru că tu ești de vină, tu ești de vină pentru că n-ai spus adevărul. Dacă tu spuneai adevărul, te mai ușurai și tu cât de cât. Păi nu pot să-i spun acum. Dar de ce să nu-i spui? Te ajut și eu. Ești băiatul meu, eu țin la tine, știu că nu ești tu vinovat. Haide, hai să stăm de vorbă. Hai, te rog eu frumos, liniștește-te și totul se va rezolva. Hai, mamă. Ia liniștește-te. Hai, te rog eu frumos. Te rog eu frumos. Copilul trebuie să știe. De la tine, de la matracuca de nevastă ta, de la cine... Hai, mamă, mereu te-ai băgat. Nu e matracucă. Mama nu a plăcut-o niciodată pe Eugenia. Așa că divorțul nostru a fost oarecum și na sentimentul ei. Crede-mă că-ți vreau numai binele. Crede-mă că vreau să se liniștească toate treburile. Nu te supăra, dar trebuie să-i spunem ceea ce trebuie să știe copilul. Mama, nu putem să-i spunem acum lui Andrei. Ba da. De ce? Pentru că e mare și își dă seama. Trebuie să știe ce... Cum, de ce? Trebuie să știe. Mamă, te rog eu. Până mult. Când ascundeți voi chestia asta? Mi este teamă ca nu cumva mama să se bage. Nu-mi place să îmi văd fiul suferind. Și cu siguranță, la ce va face mama, Andrei va suferi. Nu va suferi. Ba deja asta vreau și eu, să se liniștească toate treburile, să înțeleagă copilul despre ce e vorba. Că a greșit mama, că a greșit tata, asta e situația. Ați ajuns unde ați ajuns datorită vouă. Sau, ca să vorbim acum între noi, datorită ei. Hai, mamă, de... Datorită ei. Nu pentru că ești băiatul meu, dar ea e vinovată. Eugenia nu a făcut altceva decât să-și bată joc de fiul meu. An la rând și-a bătut joc de el. Tu spui mereu că ea e vinovată. Păi s-a întâmplat, a fost o greșeală, a realizat târziu, nu știu, nici nu știu ce să mai zic. O greșeală, dar vezi că suferă copil. Pentru ce să sufere copil? Spuneți odată adevărul, tăiați tot secretul ăsta și spuneți adevărul. Nu înțeleg. Și îl va judeca. Când va fi mare, acum e destul de să-și dea seama. Nu știu, mi-e frică, suferă, se vede pe el și eu la fel nu mai știu ce să fac. Nu cred că e momentul acum. Ba da, cu cât o lungiți, cu atât va fi mult mai greu. Stai de vorbă cu el, stă și ea de vorbă sau ne vă întâlniți toți trei. Nu mai pot să mă întâlnesc cu Eugenia și cu el. Eu știu că tu o eviți, dar trebuie. Atunci tu cu băiatul, explică-i și cu asta basta. Fii bărbat. Știu, știu ce zici, dar mă gândesc... Și copilul judecă. Și știe ce are de făcut. Indiferent de cât ar durea adevărul, trebuie spus. Trebuie să fii sincer. Eu știu că despărțirea asta doare. Doare. Dar... n-ai ce să mai repare acum. E vina ei și numai ei. Sincer? Mă bucur nespus de mult că s-au despărțit. Nu e numai vina ei. Nu mai spune asta, te rog eu mult. Nu mai spune că e numai vina ei. Nu mai spune asta. Hai, te rog eu frumos, calmează-te. Calmează-te, întărește-te și gata. Hai, fii bărbat și spune-i totul. Mamei îi cam place bârfa și sper să nu vorbească gura fără ea, să facă vreo prostie. Băiatul, mamă, prin ce ai trecut tu? Indiferent de ce s-a întâmplat, eu îl iubesc pe Andrei în continuare, nespus de mult. Au trecut aproape 24 de ore de la plecarea de acasă a lui Andrei și de la refuzul tatălui de a-l primi, refuz despre care Eugenia a fost informată. De atunci, nici tatăl, dar nici mama băiatului nu mai au niciun semn de la el. Iubito, liniștește-te, sigur e bine. Liniștește-te. Crezi tu? Sigur. N-am cum să mă liniștesc. Sigur e bine. Îl da pe un prieten de-al lui. Îi cunoști prietenii? Da, îi cunosc. Are el un prieten, Cezar. Oare să fie la el?
Ar fi bine să fie la el. Păi. Dar n-am cum să nu fiu. Deci sunt, hai, pe jar să stau de-aseară. Păi, asta e firesc, na, dar sigur e bine. Hai, liniștește-te. Da, nu știu, îți dai seama că am și așa un sentiment ciudat. Poate că Andrei are dreptate. Am fost egoistă și nu m-am gândit cât de mult îl poate afecta divorțul de taicăsu. Puști, așa sunt adolescenții. Ce vrei să le faci? Asta este. Păi da, da, trebuie să știu unde e. Păi... Nu? Nu trebuie să știu unde e? Eu ți-am zis. Și când se întoarce, că uite, e dimineață. Nu m-aș duce să-l caut, dar știi că... Păi chiar vreau să te rog. Mă urăște de moarte. Nu înțeleg de ce e treaba asta. Și dacă vrei tu, uite, eu te iubesc extraordinar de mult și asta o să fac pentru tine, o să-l caut. Îți promit. Păi trebuie să mergi să-l cauți, asta voiam să te rog. Și până la urmă, te urăște, nu te urăște. Noi trebuie să facem ceva și tu, în primul rând, trebuie să faci niște pași. Să scalci pe suflet pentru reacțiile pe care le are el. Da, eu... Crezi că mie îmi convine cum a vorbit cu mine? Da, eu sunt calc pe suflet, numai că înțelege-mă și pe mine să mă lovesc așa, numai de rău din partea lui, nu e ok. Este foarte dificil să fii într-o relație cu o femeie al cărui copil nu te suport. Da, dar pentru mine știi că ar conta foarte mult ca tu să te apropii de el și până la urmă ar conta pentru toți. E important. Dar știi că voi... aș face... orice să te văd fericită. Bun. Și într-o zi o să fii bine, dar trebuie să mă înțelegi și pe mine, nu le pot face așa, bătând din palme. Și plus de asta am și eu mândria mea, nu? Eu un puști și trebuie să-mi vorbească într-o oarecare măsură, nu? Da, de la tine am așteptările cele mai mari. Deci tu trebuie să, nu știu, să, exact cum am spus, să scalci pe suflet, chiar dacă este răzvrătit, că așa se comportă. Și să încerci să construiești o relație cu el. Nu știu, atât cât poți și cât te pricepi. Da, dacă tu că azi... de dat voie nu o să-ți dea voie el. Dar e clar că pașii tu trebuie să-i faci. E logic că am să-i fac. E logic. Crede-mă. Mersi, deci eu am încredere în tine și trebuie să facem cumva cu copilul ăsta. Deci trebuie să ți-l apropii. Na. Ok. Nu mă așteptam ca un băiat de 18 ani să reacționeze atât de rău la un divorț. Adică, ok, e totuși un băiat de 18 ani, nu? Deci Bogdan mi-a zis că nu l-a primit și mă îngrijorează foarte tare. Este o noapte în care el n-a venit acasă și nu știu nimic de el și nu-mi răspunde la telefon. Îți imaginezi că și el are frustrările lui și... Dar știi ce mi-e foarte teamă? Să nu cumva se... Nu știu, să facă altceva. N-are să se apuce de cine știe ce prostii sau știu și eu. Te duci departe. Hai că o să-l caut eu. Uite, îți promit, mă duc eu și-l caut și încerc să stau de vorbă cu el. Ok. Să vedem ce pot să fac să fie cel mai bine. O să caut adresa lui Cezar, că o am undeva pe WhatsApp. Mi-a trimis-o la un moment dat. Uite-te în telefon, eu merg până jos să cumpăr ceva. Și îmi dai adresa de Cezar și mă duc eu și ok, hai, hai, mersi, pa. Te pup. Hai, aștept, da? Îmi dai vești, da? Clar. Am să fac tot ce-mi stă în putință să mă apropii de Andrei. Îmi doresc treaba asta și sper să reușesc. Mi-ar plăcea ca Andrei și Ciprian să se înțeleagă bine, să devină prieteni. Poate că într-o zi se va întâmpla și asta. Până în acea zi, adolescentul își înneacă revolta și frustrarea în alcool, într-o noapte lungă pe care Andrei o petrece cu prietenul său. Dă-mi bă și mie un sfat ce să fac. Nu mai știu, deci efectiv nu mai știu ce să fac. Deci dacă nici după berea asta și după semințele astea nu-ți revii din supărare, ceea ce îți place ție. Cum să-mi revin, bă, frate? Zici și tu. Nu vezi că... Bă, da. Zici că-s copilul nimănui, păstrazi. Asta o să ajung. Ai încercat să vorbești cu maică ta? Să vezi ce a fost în mintea ei? Mă, ce să vorbesc dacă e îndrăgostită toată? Nu mă mai înțeleg cu ea. Bă, așa se întâmplă, mă, am mai auzit că... Înțeleg situația prin care trece Andrei. Pentru că, din nefericire, și eu am trecut. Dar nu e un capăt de țară. O să treacă el peste. Nu fi supărat din cauza asta, așa a fost să fie. Și ce fel? Preferai să o vezi singură sau că se ceartă toată ziua?
Eu vreau să plec de acasă. Cum mă să pleci de acasă, ce ai? Să-mi iau viața în piept și să plec. Asta vreau să fac. Păi și cum ai tu de gând să faci treaba asta? Dacă n-ai nicio bază, n-ai... Nu știu. O sumă de bani, o... Eu te ajut cu ce vrei tu, dar... Uite, poate ai putea să mă ții la tine câteva zile. Te țin, ce să-ți fac? Măcar să nu știu, să îi pun puțin pe jar, poate să gândești și ei la mine. Să creadă că am dispărut ceva, nu știu, mă vrei gândesc. Să le dai o lecție sau da, ce? Da, o lecție. Mă, nu știu dacă vor învăța ceva, mai ales dacă zici că maică ta e atât de îndrăgostită și e orbită de treaba asta, nu cred. Chiar așa să renunțe cu totul la mine? Mă gândesc și eu că are puțin suflet. Eu știu, mă. Un singur copil are. Tata, nu știu. Deci măcar tata nu răspunde, adică am fost la el. Părerea mea e că vorba dulce mult aduce, adică dacă... Și ce mă, să mă milogesc de ei să mă primească în casă, să ce? Bă... Da, într-adevăr. Asta ar cam trebui să vină... De la ei? Da, de la ei, pe cale naturală. Nu știu, ești într-o situație complicată, dar ca orice situație se poate rezolva. Eu zic, părerea mea nu e o soluție să fugi de acasă. Nu, nu e că eu te primesc, eu te câteva ajut zile. Cu început și cu câțiva bănuți și... Mersi mult, frate, da. Mersi. Eu știu dacă te ajută treaba asta neapărat. Bună, Andrei, ce faci? Ce bună, mă, ce cauți aici? Ce da, te-ai nu, nu, nu înțeleg de ce vorbești așa. Cred că e momentul să mă cunoști și să vorbești altfel și cu mine. Și să te cunosc, mă, că eu nu vreau să te cunosc pe tine. Ce cauți aici? Te rog frumos, asta nu e un comportament adecvat. Băiatul ăsta este scăpat din mână. Nu știu dacă putem să-l mai aducem pe drumul cel bun. Te rog frumos, dar habar nu ai. Dai tu mie aici lecție, vine să-mi dai lecții, pleacă-mă habar de aici. Habar nu ai, așa? Ce rău îi faci mamei tale. Te rog ce frumos bă, să te schimbi. Tu ne-ai făcut rău, că tu ai apărut în viața noastră și ne-ai dat totul peste cap și a trebuit mama să divorțeze. Tu te gândești ce ne-ai făcut când ai distrus familia? Și vii să-mi dai mie lecții, că ce e bine, ce nu e bine. Eu am venit să mă prietenesc cu tine, e mult mai bine nu, așa. Bă, eu n-am nevoie să mă prietenesc cu tine, pleacă-mă de aici, bă, du-te-mă de aici, că n-am nevoie de prieteneala ta. Ce părere ai tu, că vreau să fiu prieten cu tine? Bă, haide, hai, pleacă. Haide, pleacă, pleacă-mă de aici. Bă, pleacă-mă, că nu vreau să stau cu tine de vorbă, pleacă. Ia uite, mă, venit să-mi dea mie lecții, că n-am eu comportament adecvat. Mă doare foarte tare comportamentul lui. Dar încă nu sunt în poziția în care să pot să iau măsuri. Mi-aș dori să pot să-l pun la punct. Cam mult. Uite-mă cu cine stă mama. Și tu vrei să mă duc în casa aia, stau cu el acolo, nu? Dacă eu nu-l suport, nu vezi ce infect e. Asta e bună. Cine se crede ăsta să vină să mă treacă pe mine la răspundere? Ia uite-l, mă, frate. Dar ce te-a prins, mă, și tu așa? Dar dă-mi el lecții, mă, cine e el să-mi dea lecții? Haide, mă, că poate n-a fost chiar atât de rău intenționat. E, nu, nu știu eu pe ăsta, se vede că e periculos. Chiar așa de la unul poți să te legi de el? Nu. Nu pot. Da, bă. Dacă nu-l suport, nu-l suport. Și eu în casa aia nu stau cu el. Mă întorc doar când pleacă el. Așa mi se pare corect. Mama, nu știu. El știe asta treaba asta, ai spus? Da. Și nu înțelege. Și mai rău mă doare că nu înțelege mama, că eu nu-l suport și nu vreau pe ăsta în viața noastră. Mai cât ar trebui să înțeleagă. Mama, el... la vârsta ei s-a găsit iubit. Dacă mama l-a vrut pe el, foarte bine, să se spele cu el pe cap. Haide mă, că maică ta e o femeie arătoasă. Da, mă, dar să găsească să îndrăgostească de ăsta că au fost ei nu știu când împreună. Ce înseamnă, mă, asta? Da, dragoste, poate o să te lovești tu de situația asta, ce faci? Și spune fii tu, spune barieră în du-te fața mă de aici. Eu cred că s-a bazat că tu ești deja mare, cumva ați construit singur un viitor și a zis gata, mă, mi-am luat până după ăsta, el și acum să fac... și un om ca lumea. Mie nu-mi place de ăsta, nu-mi place fața lui. Păi și doar pentru că nu-ți place fața lui, mă, vrei da, să... Da, nu suport să stau cu el în casă. A, mă, că exagerezi. Nu ar trebui să o înțeleagă ca pe o tragedie, pentru că se întâmplă foarte des în ziua de azi ca părinții să divorțeze. Pare rău. Pentru tine. Bine că și măcar tu mi-ești cu bine peste treaba asta. Și eu o să și la fel sper. Nu vreau să mai știu nimic, nici de mama, nici de el. Să mă las în pace. Supărarea lui Andrei este justificată, dar și îngrijorarea lui Ciprian și mai ales a Eugeniei are argumente. Hei, bună. Ce bună. Faci? Ce să fac? Uite, stau. Sunt plin de nervi. Atunci când eu și Ciprian ne-am reîntâlnit, parcă timpul a stat în loc și dragostea noastră era tot acolo. L-ai găsit? Da, l-am... Unde l-ai găsit? Găsit, mai bine nu-l vedeam.
De ce? De ce? De ce spui asta? Ce s-a întâmplat? Cum ce s-a întâmplat? A început să arunce cu semințe în mine, cu cutii de bere. Nu cred. Ba, nu pot să cred. Ba, da. Hai că exagerezi. Nu exagerez absolut deloc. Nu știu. Serios? Doamne, de ce eu nu-l recunosc pe copilul ăsta? Nu vine să cred că Andrei a ajuns să facă așa ceva. Nu mai răspunde, nu vrea să vorbească cu mine. Nu știu ce se întâmplă cu el. Nu e normal, mă doare că se întâmplă lucrurile astea. El era bine mersi cu prietenul lui, mâncau semințe, beau bere, iar în sufletul meu este, nici nu vrei să știi ce durere imensă. Până la coadă e sânge din sângele meu, nu? De curând Eugenia mi-a spus că Andrei este copilul meu și am înțeles-o. Am înțeles de ce nu m-a căutat în acești ani. Vestea asta pentru mine a fost și o bucurie și o lovitură mare în suflet. Știi că te înțeleg, na, și... Nu știu, cumva trebuie să facem. Sunt cumva așa între Ciocan și Nicoval, adică te înțeleg și pe tine. Trebuie să încercăm să-l înțelegem și pe el. Nici eu nu mă așteptam să reacționeze așa, dar și pentru el este un mare șoc. Va trebui o perioadă să avem măcar noi răbdare. Păi măcar noi avem, să avem răbdare. Eu încerc să fiu prietenos, am încercat să-i vorbesc frumos, dar până la coadă e un puș, nu? Da, dar trebuie să ai răbdare. Păi trebuie să ai răbdare. Păi am răbdare, dar gândește-te, trebuie să mă ajuți că... tu foarte mult. Deci crede-mă că păi de la tine pleacă. Încerc să fac tot ce pot. Încerc să fac tot ce pot, dar nu vezi că el s-a întors și împotriva mea. În momentul ăsta nu știu cum să procedez, sunt disperată, nu știu ce să fac ca să mă apropii din nou de Andrei. Și tu trebuie să te gândești și la mine, și la el, și noi ne gândim la tine, adică eu. Mi-aș dori mult să fie. Vezi altă soluție? Nu, dar... Adică, dacă îl iei, cum să spun, mai tare sau ce, poți să-l obligi să accepte? Nu. Nu pot să. Eu înțeleg el. Eu practic n-am fost în viața lui, ca să zic așa, dar e sângele meu, nu? Păi e sângele tău, da, pe tău și de asta. Acum trebuie să-ți exersezi, cum să spun, rolul de tată. Nu știu, pune-te și în locul lui. Păi eu mă te-ai pun pus? În locul lui, dar tu trebuie să iei inițiativă și să te înfigi în el și să vorbești. E totuși un bărbat de acum, nu? Da, o să insist, o să fac ce pot. Dar nici nu pot să-l îndepărtez, că așa s-a îndepărtat el singur. Dar nimeni nu vrea treaba asta, că eu de-aia m-am dus să-l caut să vorbesc. Și eu vreau să-l apropii, dar așa nu pot. Adică, pe bune, gândește-te că mă pot întâlni cu el oriunde și să mi se întâmple faze de genul ăsta. Nu, adevărul, îți dai seama că nu pot să-l spun. Da, deci nu putem să-i spunem adevărul. Acum el nu acceptă relația mea cu tine. Dar apoi să mai venim cu încă o bombă de genul ăsta. În plus, să știe că tu... Și ce vrea să fac? Să că renunț tu ești tatăl eu? Lui. Sigur are și el iubite, nu? Și el poate a iubit. Avem o relație. Care-i problema? O să da, înțeleagă. La asta m-am gândit și eu. Dar deocamdată se vede clar că nu e pregătit. Gândește-te tu dacă te-ai pune... contra unei iubiri de-a lui, înțelegi? Adică, explică-i treaba asta. Uite, dacă mie nu mi-ar place de prietena ta și i-aș face într-una niște lucruri, cum s-ar simți ea? La urma urmei, n-aș avea nimic de câștigat, să știi. Eu încerc să fac pe toată lumea cumva, să fie... Eu sunt de părere că dacă spui adevărul fix așa cum este el, este mult mai bine pentru el. S-ar putea să fie un șoc și mai mare, dar s-ar putea ca totuși să poată gândi. Da, ca un... Crezi că nu m-am gândit la ambele variante. Ca un bărbat, nu? Eu spun despre el că nu-i pregătit, dar aproape că nici eu nu sunt pregătită. Știi? Cred că și mie mai trebuie un pic de timp. Nu știu, mă gândesc la starea lui emoțională, să nu cumva să se deterioreze și să se îndepărteze total de mine. Și atunci, nu știu, chiar nu nici eu nu sunt pregătită pentru asta. Să avem răbdare. Nu ne costă nimic, apropo de timp. Până la urmă, în viața asta... Da. Tot timpul le rezolvă, nu?
Am fost șocat cum s-a purtat cu mine. Mă doare extrem de tare, dar pe undeva îl înțeleg. E firesc să se poarte așa. Trebuie să lupt și eu să mă apropii de el. Îmi pare rău că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar tu nu o să ai decât de câștigat, să știi. Nu mai fi supărat, hai, lasă că o să vezi. Sunt sigur. Când eram tineri, ne-am despărțit dintr-o prostie. Nu știam că Eugenia este însărcinată cu Andrei. Hai să mergem. Hai să mergem că... Ești foarte frumoasă azi. Mersi. Tu nu ești tatăl meu. Mamă, ba, sunt tatăl tău. Mamă, spune-mi, te rog din suflet, spune-mi că e o glumă și că el nu e tatăl meu. Te rog din suflet. Deci te rog din suflet, mamă, spune-mi că el nu e tatăl meu. Nu pot să spun asta. Andrei, ești ok? Andrei, ești în regulă? Andrei. Tu ești vinovată. Bă, tu nu ești bine deloc, bă, lasă-mă, eu sun la salvare, să știi. Fiul dumneavoastră a făcut blocaj renal. Trebuie să-i facem un transplant de rinichi. Deci n-am nevoie de niciun transplant de la tine, de niciun ajutor. Ce nu înțelegeți? Andrei, nu! Deci eu plec, Andrei, în momentul de față, lăsați-mă în pace! Dacă știa adevărul de ceva vreme, mama lui Bogdan nu a intervenit, însă suferința fiului și a nepotului ei o face acum să ia atitudine. Ce bine că te-am întâlnit la tine, bună veneam. Ziua. Bună. Da. Păi la mine? Să stăm și noi de vorbă. Stăm de vorbă. Relația cu soacra mea întotdeauna a fost una tensionată, dar acum m-ar mânca de vie. Nu știu ce ai de gând. Andrei e distrus, Bogdan e distrus. Până unde vrei tu să mergi? Eu iau lucrurile așa ușor și o să vină și momentul când o să decid să-i spun lui Andrei. Păi nu așa ușor se decide o situație. E viața lor, e situația lor, ei suferă, chiar nu înțelegi? Copilul ăla trebuie să știe. Adevărul care trebuie. Da, e copilul meu și deocamdată văd că oricum e destul de bulversat. E destul de bulversat. Eu îmi asum situația asta și cum îl știu și văd că e atât de distrus, am zis că nu-i momentul acum. Nu-i momentul. Ba, e momentul. Eu zic că ar trebui să mă lăsați pe mine să decid momentul în care... consider păi că e cel mai bun. Păi tu ai de gând să o lungești foarte mult. Deci ia o hotărâre. Nu mai ține copiii ăștia în atâta suferință. Trebuie să știi adevărul și tu trebuie să explici. Explică situația pentru că tu ești vinovată. Ce e băiatul meu vinovat? De ce trebuie să sufere băiatul meu? Da, noi am decis, ta? Da, noi am decis împreună. Nu știu dacă... Păi, când i-a fost bine, a fost tot împreună. Nu l-am obligat eu nici la bine, nici la rău. Asta este... Putea să ia altă decizie. I-a fost bine pentru că n-a știut. Putea să n-a rămână. N-a cunoscut situația ta. Ce ai făcut tu? Dacă își iubește... Tu ești vinovată, tu trebuie să-ți spui adevărul. Dar îmi spuneți aceeași placă de fiecare dată. Nu știu dacă de asta... Păi nu fi eu vinovată. Păi de asta ați venit acum? Păi am venit pentru că copiii mei suferi și gata. Să-mi spuneți aceeași poveste de fiecare dată? Să mă lase în pace cu sfaturile ei, pentru că întotdeauna ea a avut un cuvânt de spus în relația mea cu Bogdan. Măi, fetițo, tu tot de mine te iei? Eu vă... Cum ai tu pe să deschizi tu gura în fața mea? Tu de mine te iei? Tu ești vinovată și tu te iei de mine? Într-un fel, eu sunt liniștită. Bine că s-a despărțit băiatul meu de ea. Da, deci, până la urmă, dumneata, în calitate de ce mă iei pe mine în de urechi? În calitate de mamă și de bunică. Da? Fiecare să aibă grijă de copilul ei. Adică eu am trecut peste toate cele. Eu îl iubesc pe Andrei ca și cum ar fi nepotul meu. Foarte frumos. Așa? Mi se pare și normal că până la urmă tot nepotul. Și sunt mamă. Îmi iubesc băiatul, nu vreau să-i mai văd în suferință. Tu trebuie să spui.
tu ești vinovată. Femeia asta nu se gândește că își bate joc de copilul ei? Și să nu ridici tutunul la mine și să-mi spui că în ce calitate și așa. Da, până la urmă, e dreptul meu să fac alegerea tău. Care trebuie, copilul meu, da? E copilul meu, o să găsesc momentul și o să decid eu când îi spun și ce vreau să-i spun. Tu nu găsești acest moment niciodată. Tu o lungești atâta și nu găsești absolut niciodată. Nu lungi nimic, să o să știe. Dacă fac lucrul ăsta, îl fac tot pentru binele lui Andrei, da? Andrei e destul de mare și judecă păi și știe. Cunoaște situația. Dar nu cred și... că este normal să interveniți dumneavoastră. Până la urmă e decizia mea și a lui Bogdan ce facem, da? Și când luăm această hotărâre. Ba, eu cred că știu mai bine, eu sunt femeie trecută prin viață și știu când e momentul și când nu e momentul. Păi pe toate le-a știut. Tu le-ai ascuns pe toate. Pe tu toate știi de că s-a ascuns. Normal. Normal. Sunt mamă și bunică și trebuie să le pun parte, nu? Numai un om fără suflet poate să facă ce a făcut ea. Stă băiatul ca ăla mic să plângă. Pentru ce să plângă? Pentru greșelile tale? Nu. Nu mă interesează. Păi pentru deciziile lui, nu neapărat pentru greșelile mele. Păi dacă asta tu nu greșeai, el nu lua decizii, fata mea. Păi dacă el își iubește copilul, putea să rămână și să rezolvăm într-un fel. Tu greșești în continuare situația. Că noi trecem peste ele. Nu? Trebuia odată și odată să ia o decizie. Și o decizie înțeleaptă a luat. Ca să scape de tine. Foarte așa bine. Că și eu consider trebuie... că am luat o decizie foarte înțeleaptă. Tu nu meriți această familie. Păi... Nu meriți. Și cu asta basta. Eu am decis ce am de făcut. Ai decis? Și tu du-te pe, pe drumul mai tău, departe, cred noi ne ducem drept. Pe drumul nostru, dar foarte spune-i bine. Copilului ce, a ce trebuie să știe. Pentru că trebuie repet, să știe. Este decizia mea și a lui Bogdan. Au fost foarte multe momente în care eu m-am certat cu Bogdan din cauza ei. Așa că să stea liniștită și să se bucure. Acum. Da, bun, am înțeles. Discuția este cam pe același ton. Mai aveți altceva să-mi spuneți? Draga mea, cu tine nu mai am ce discuta. Foarte bine, am atunci la revedere. Și gata, vezi ce faci? Că nici nu vreau să te mai văd. Este decizia mea când o să-i spun fiului meu ce am de spus. Revenind la Andrei, el încă nu înțelege de ce tatălui nu este alături așa cum ar fi fost normal. Asta îl macină pe băiat, iar răspunsurile îi sunt încă ascunse. Salut, tată. Ce face Andrei? Nu prea bine. De ce? Am venit să vorbim. Spune-mi. Spune, te rog. E greu să spun, dar simt că nu mai ești tatăl meu. De ce nu vrei să-mi răspunzi la telefon, la mesaje? Andrei, nu e vorba că sunt... Mă simt părăsit. Nu te simți așa, nu e vorba. Sunt foarte ocupat zilele astea, am foarte multe de făcut și nu are legătură cu tine că nu-ți răspund la cum telefon. Tată să n-aibă legătură cu mine? Crezi că nu-mi dau seama? De când ai divorțat de mama, eu nu mai exist în viața ta. Andrei, nu spune așa ceva, nu e adevărat. Știi că te iubesc ca ochii din cap. Sincer, mă așteptam ca Andrei, la vârsta lui, să fie mai nepăsător. Nu mă așteptam să reacționeze atât de rău în urma divorțului nostru. Nu știu, simt că nu mai am pe nimeni alături de mine. Nu înțeleg cum ai putut să o lași pe mama, să ne lași de fapt pe amândoi și să o lași să stea cu fraierul ăla. Eu asta nu înțeleg. Andrei, ce face mama ta e treaba ei, nu pot să mă bag eu. Dacă Eugenia este fericită alături de noul ei iubit, ce pot să fac eu? Nu depinde de mine. Are tot dreptul să-și refacă viața. Andrei, te rog, ai puțină răbdare. Ce răbdare să am, tata, că ne-ai părăsit pur și simplu. N-are legătură cu tine ce am părăsit-o și m-am despărțit de maică ta, nu are legătură cu tine. Te rog să înțelegi treaba asta și am rugămintea la tine să ai răbdare, se vor rezolva lucrurile, îți promit, te rog. N-am încredere. De ce? Pentru că în momentul de față sunt singur. Nici tu, nici mama nu înțelegeți prin ce trec eu. Pentru că voi ați decis să divorțați. Înțeleg că a divorțat de mama, dar cu mine ce are? De ce nu-mi răspunde la telefon? De ce mă evită? Nu înțeleg. Andrei, te înțeleg perfect, dar nu are legătură cu tine. Te rog, înțelege treaba asta, că nu are legătură cu tine. Da? Deci nu trebuie să-ți faci griji, nu... Andrei, ești ok? Andrei, ești în regulă? Andrei, calmează-te, te rog eu, Andrei, calmează-te.
Andrei, dă-ți geaca jos. Liniștește-te, te rog, nu mai pune atâta la suflet. Of. Hai că... Hai, respiră, respiră adânc. Respiră, relaxează-te, te rog, relaxează-te. Așa, așa. Cel mai mult îl iubesc pe tata și mă doare foarte tare că mă respinge. Cum ești? E... Stai calm. Trage aer în piept. Așa. Ușor, ușor, ușor. Relaxează-te, te rog, relaxează-te. Mă duc să-ți aduc niște apă. Stai, da? Hai că-ți aduc niște apă. Pentru mine tata este ca idolul meu și mi-e foarte greu de când nu-l mai am lângă mine. Hai să... Bea ușor. Andrei, hai să mergem la spital. Nu. De ce? Andrei, hai să mergem la spital. Andrei, te rog, hai să mergem la spital. Sunt mai ok. Sigur? Da. Andrei, hai să mergem acum. Nu. Te duc la spital. Nu. Andrei. Lasă-mă, mă descurc. Te rog. E ok. Andrei. Nu e ok, stai liniștit. Încerc să fiu prezent în viața lui, dar mi-este foarte greu. Nu știu cum să fac. Andrei, te rog. Hai, lasă-mă rog. Oricum știu că nu-ți pasă. Lasă-mă cum să mă nu descurc. Andrei, te rog, te sunt rog. Sunt mare, mă descurc singur. Andrei, lasă-mă ești pace. Te-a apucat acum dragoste de mine? Te rog, lasă-mă. Andrei, okay. te rog eu mult, sunt înțeleg. Bine. Mi-am revenit. Andrei, te rog mult, înțelege-mă, nu... Tata, e ok. Ce-o fi cu Andrei? De ce i s-a făcut rău? Oare nu mănâncă? S-o fi apucat de băut? Sper să nu-l fi scăpat din mână. În zilele următoare, stările lui Andrei s-au repetat, însă prietenul său, Cezar, le pune mai degrabă pe seama perioadei dificile pe care o traversează. Hai, bă, Cezar, mișcă-te! Hai, mă, pune-te pe bancă jos, că am obosit! Haide! Ai obosit! Gata, bă, că am ascultat și o muzică, zice, râde lumea de noi după aia pe stradă. Bă, cum am ajuns? Haide, mă, nu te mai stresa atâta. Ce să mă stresez, frate, că e... Vai de capul meu. Sincer, nu știu ce m-aș fi făcut dacă nu l-aș fi avut pe Cezar. În momentul de față, e singurul meu sprijin. De când am plecat de acasă, m-am mutat la el și e fratele meu, Cezar. Mă, tu, în continuare, tot e supărat, mă, chiar nu reușesc să te scot din starea asta. E mai rău decât... Acum, nu știu, e și cu tata, bă, tata, bă, tu știi ce relație aveam cu tata? Că era idolul meu, deci pe tata, mama ca mama, dar tata pentru mine era zeu. Și nici el acum nu mai mă bag în seamă, nu răspunde la telefon. Am fost la el, să stau la el. Nu m-a primit, m-a dat afară din casă. Păi și pe ce motiv? Bă, tu înțelegi? M-a dat afară din casă, păi, tata. Pe ce motiv, mă? A spus că nu pot să stau la el. Deci eu m-am dus să mă rog de el, bă, să mă primească în casă și el n-a vrut. Deci poți să-ți imaginezi asta? Mă. Propriul tata să dea afară din casă. Bă, tu chiar ai probleme, mă. Ai niște probleme. Am zis la început, am zis că... Hai, treacă, mai arăt că treci tu peste, dar chiar ai tu, ai chiar niște probleme mari. Crezi că e așa ușor să trec peste? Cum, mă? Că s-a destrămat familia și pe lângă asta au renunțat la mine cu totul. Bă, nu știu, mă, poate... Mamă, nu mai am, tată, poate, nu mai am, nimic. Poate asta e metoda lor de a te maturiza, de a te face bărbat, în adevărat, tu sens al cuvântului. Nu știu, zic și eu, încerc să le găsesc scuze ca să nu mai fie atât de supărat pe ei. N-am, frate, cum să fiu supărat. Mai vârsta pe care o ai, haide, mă, să faci ceva, să iau de la capăt. La 18 ani să fii părăsit de părinți? Da, mă, știu că e bă, greu, ți-am da. Zis, nu, tata n-a vrut să mă primească la el, cu mama nici atât, nu vreau să stau acolo. Alții n-au părinți toată viața și tot. Da, și decât că ai mei, degeaba i-am. Despre ce vorbim? N-am crezut în viața mea că o să fiu atât de dezamăgit și de mama și de tata. Îmi pare rău, bă, de tine. De asta... Văd că tot numai la bere mă scoți de fiecare dată. Păi ce vrei, mă, să fac? Chiar nu mai știu ce să-i mai fac și ce sfaturi să-i mai dau. Îmi pare rău de el, că e
ca fratele meu, dar mai mult de atât nu pot să fac. Ai mâncat bă ceva azi? Ce să mănânc, mă, că nu mai mănânc de câteva zile, că oricum nu mă simt bine. Nu știu, nu știu ce am... Pe lângă toată situația asta, nu mă simt bine fizic. Simt că se întâmplă ceva cu mine. Bă, păi nu ești, mă, în regulă deloc. Nu mai, hai să nu mai bem, gata. Lasă-mă că nu-i de la băutură, că am mai băut, dar nu e de la asta. Văd că ține ce amaru în treaba asta, dă-o încolo. Nu știu, nici dimineața când mă trezesc, nu mai am putere, sunt așa zleit de putere. Nu... Bă, eu cred că totuși aia, cred că ai nevoie de o iubită. Lasă-mă, mă, cu iubita, ce să fac și să sufăr și după aia? Asta. Mă părăsește și aia după să ajung mai rău? Aolo. Tu chiar ești într-o mare depresie, deci da, nu poți să înțelegi mai rău decât ce depresie. Se întâmplă cu tine. Nu știu, nici eu nu pot să-mi explic ce se întâmplă. Mamă. Până la urmă e bărbat. E puternic și trebuie să treacă peste toate astea. Bă, ești bine, mă? Bă, nu. Păi, întinde-te un pic, nu știu, stai cumva, nu... Ce faci, stai așa pe față? Îți vine să vomiți? Îți aduc o... N-ai ce să-mi aduci, bă, că... O ceva? Hai să mergem la farmacie, să luăm niște pastile de ceva. S-a mai făcut rău? Și ce înseamnă că ți-a făcut rău? Nu, că nu înțeleg. Nu știu, bă, cred că... Hai să mergem până la... Hai să mergem până la spital, dacă tot ți-e rău așa. Nu vreau, mă, să aud de spital, lasă-mă face cu spitalul, bă, nu... Mă, nimica, mă, hai, nu-i mă de la mâncare, cred că e ceva mai rău. Mă, dacă eu nu mai înțeleg deloc cu tine, haide să mănânci ceva. Lasă-mă, bă, frate, că nu mai pot. Bă, tu nu ești bine deloc, bă, lasă-mă, eu sun la salvare, să știi. Cred că e mai bine să sun. Eu sun la salvare, deci n-am cum te la mori așa lângă mine. Nu mai gata, nu mai bem, la revedere. Sună, nu mai bem nimic, gata. Bă, sună, bă, că nu-ți bine. Niciun fel, că de la asta ți-e sigur ție rău. Nu știu ce se întâmplă cu mine. N-am energie, mă simt fără vlagă. Băi! Băi! Ia uite-l pe ăsta, mă. Doamne! Bă, hai, mă. Băi, tata, haide, mă, trezește-te, mă. Nu-mi face mie de-astea, mă, te rog eu frumos. Aulă! Oh, Doamne! Haide, mă, trezește-te, nu mai gata. Haide că mergem, mâncăm și ne revenim, o să fie bine. Alo. Bună ziua. Vă rog, am și o nevoie de o ambulanță pe Alea Covasna numărul 10. Da, în Părculeț. Sunt cu un prieten și s-a făcut rău, este nemâncat de câteva zile, este foarte slăbit. Și cred că din cauza asta e leșinat și nu mai dă niciun semn de viață, nimic. Are puls. Haideți, vă rog frumos, veniți mai repede. Nu-mi vine să cred că se întâmplă asta, că a leșinat. După câte avea pe cap, asta e mai lipsea. Să aibă și o problemă de sănătate. Bă, haide, mă, trezește-te, mă, haide, mă. Hai, mă, că vine acum și salvarea și o să fie bine. Hai, te rog eu frumos, trezește-te. Ce să-ți mai fac, mă, te ciupesc, ce să-ți fac, să-ți dau niște... Trezește-te, fă ceva! Haide, mă. Trebuie să îl găsesc pe taicăsu și să-l anunț că este la spital. Trebuie să știe de el. Alo, da? Da. Cum la spital? Când? De ce? Bine. Ok, bine, bine. Bine, hai că vin acum. Bine, 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 mersi. Cezar a reacționat bine și astfel Andrei a ajuns în cel mai scurt timp la spital, acolo unde, fiind singurul anunțat, ajunge în cel mai scurt timp și Bogdan. Sărut mâna, bună ziua. Bună ziua, domnule Popescu. Ce s-a întâmplat, vă rog, spuneți-mi. Ce să vă spun? Fiul dumneavoastră este foarte grav. Îmi pare rău că nu ați avut grijă de el suficient. Dar cum, deci, de ce n-am avut grijă? Stați puțin că nu înțeleg. Deci fiul dumneavoastră a făcut blocaj renal. Doamne. În cazul ăsta, liniștiți-vă, l-am trecut deja pe lista de așteptare. Trebuie să-i facem un transplant de rinichi. Uf, Doamne, cum este posibil băiatul meu care are doar 18 ani să fie atât de bolnav? Și cum să procedează? Ce trebuie să fac? Cum pot să ajut? Ce? Spuneți-mi... Puteți și dumneavoastră și soția să vă testați, să vedem dacă cumva sunteți compatibil cu copilul.
Și atunci o să fie mai ușor pentru el. Am înțeles. În caz contrar, așteptăm. Doamne. Sper să găsim cât mai repede. Altfel, nu vă pot spune prea multe. Cu siguranță, eu nu sunt compatibil cu el și mi se rupe sufletul. Mi-aș da viața ca să pot să-l ajut. Aș face orice, numai să-l știu bine. Doamna, doctor, vă mulțumesc mult. Liniștiți-vă, văd că v-ați pierdut total. Liniștiți-vă, vă rog. Că nu-l ajutați cu nimic așa, cu atitudinea asta. Și eu, Eugenia, dar și eu, cred că am fost egoiști. Ne-am prins în vâltoarea asta a problemelor noastre, a divorțului și cred că l-am ignorat pe Andrei. Deci ce să vă spun? Toate bune, ne auzim curând. Da, da. Sănătate, doamne. Sărut mâna, mulțumesc mult. La revedere. La revedere. Dar e firesc să fiu alături de tine. Cum să aibă copilul meu așa ceva? Cum să-i se întâmple așa ceva? De nici nu mă așteptam ca eu să nu pot să-l ajut. Îl ajut eu. Fac tot ce-mi stă putință. Ce vrei să fac mai mult? E tare frică. Și până la urmă tot să-i spunem adevărul și asta este. Ce adevăr să-i spui? Tot adevărul. Pentru ce? Pentru dar nu-i momentul acum. Nu sunt pregătit acum să-i spun asta. Păi uite-te și tu. Asta mai lipsea. Să aibă și problema asta. După ce că e bulversat psihic și n-a acceptat divorțul de taicăsu și acum să mai vin și cu asta. Dar te rog frumos, înțelege. Înțelege că până acum te-am lăsat să le faci cum vrei tu. El trebuie să știe adevărul și atât. Mamă! Despre ce adevăr este vorba? Da, liniștește-te, nu e... Vorbeam noi, între noi. Nu, trebuie să știe. Ce trebuie să știe? Ciprian. Trebuie să știe adevărul. Altfel nu putem să fim... Mamă, ce adevăr? Andrei. Ți-am zis că nu-i momentul. Mamă, lasă-l să vorbească. Ba, este momentul. Te-am lăsat pe tine să faci până acum lucrurile așa. El trebuie să știe. Ce trebuie să știu? Andrei, tu... Eu? Tu ești fiul nostru. Al cui fiu? Al mamei? Nu, Andrei, ești fiul nostru. Al mamei și... Și al meu. Stai puțin. Eu am un tată. Da. Dar eu sunt tatăl tău biologic. Nu ești tatăl meu. Faptul că n-am fost lângă tine asta nu înseamnă că nu sunt tatăl tău. Tu nu ești tatăl meu. Mamă, ba, spune-mi, sunt tatăl tău. Mamă, spune-mi, te rog din suflet, spune-mi că e o glumă și că el nu e tatăl meu. Te rog din suflet. Deci te rog din suflet, mamă, spune-mi că el nu e tatăl meu. Nu pot să spun asta pentru că... Voi vă bateți joc de mine? Nu-și bate joc de tine nimeni. Sunt
Sunt lucruri care se întâmplă în viața unui cum om. Cum să se întâmple, ești omule, să fii după 18 ani în viața mea să-mi spui că ești tatăl meu? Și ce vrei, așa a fost să fie. Deci voi vă bateți joc de mine, acum sincer, deci... Mamă, Andrei, e singura vinovată, deci nu pot să cred că după atâtea lucruri ai putut să... Să ascunzi asta, mamă, ce... Liniștește-te. Deci nici nu am cuvinte, mamă, să spun ce simt în momentul de față pentru tine. Nimeni n-a vrut să se întâmple ce s-a întâmplat. Nu am găsit momentul să spun. Am văzut când, că ai o relație bună cu taică-tu. Dacă nu se întâmpla să am nevoie Bogdan de transplantul ăsta, când îmi spuneai? Nu țipa la mama ta că sunt aici să te nu ajut. Nu spui tu mie dacă să țip sau să nu țip. Sunt okay? aici să te ajut. Nu știu, poate să am venit la fix. N-am nevoie de ajutorul poate tău. Poate am venit la fix. Nu am nevoie de ajutorul tău. Dacă tu ești compatibil cu mine, pot să-ți fac bine. Nu o să accept niciodată. Vorbește frumos. Noi trebuie să trecem peste asta. Și trebuie să fim uniți pentru tine, oprește-te! N-am nevoie să mă unesc cu voi, deci n-am nevoie de niciun transplant de la tine, de niciun ajutor. Ce nu înțelegeți? Andrei, nu! Deci eu plec Andrei, în momentul de față, lăsați-mă termină-te în pace! În continuare, Andrei îl urăște pe Ciprian, însă doar el îi poate salva viața cu un gest compensatoriu, care ar putea fi privit ca un nou început. În fața șansei la viață, greșelile mamei și a celor doi tați ai lui Andrei nici nu mai contează. Poți să-mi spui și mie ce cauți tu aici? Răspunde-mi, te rog, ce cauți aici? Mama, tu l-ai chemat? Andrei, calmează-te. Ce să mă calmez, mama? Calmează-te! Există o explicație de ce este Ciprian aici. Nu e niciun secret. Noi aveam aproape vârsta ta. Hai să zic, un an, doi mai mari eram și noi. Ne iubeam foarte mult, eu și cu mama ta. Înțelegi? Am terminat liceul, iar eu am hotărât să plec la Cluj, să fac facultatea la Cluj. Da, hotărât să plece el. Așa și? Și eu am constatat ulterior că eram însărcinată. Da. Și te-ai gândit să-l... Vrăjești pe tata și să-l minți toată viața? Voi trei ați fost colegi de liceu? Da. Ne știam din liceu. Ne-am văzut împreună, la un moment dat nu i-am mai văzut împreună. Sincer, poftim. Plăcea foarte mult și mi-a plăcut foarte mult și chiar am iubit-o și... Normal că am văzut că nu mai sunt împreună. Noi am stat despărțiți la Cluj. Atunci... Acum, ani în urmă, nu e... Am stat despărțiți, ai plecat. Stai un pic, că eram deci tu, la practic, facultate. Deci tu, practic, ai lăsat-o pe ea, stai nu ai lăsat. Eu m-am dus să-mi fac studiile acolo. Deci, atunci nu erau rețele de socializare, nu aveam cum. Pur și simplu ne auzeam când și când la telefon sau mai trimiteam câte o scrisoare. Deci nu... înțeleg că nu a fost acea dragoste ba da, noi iubeam foarte mult, doi. Însă... Dacă dumneavoastră ați ales să plecați la o facultate la Cluj, că parcă n-am, București... Nu existau facultăți similare. Dar cine sunt eu să pun astfel de întrebări până la urmă? Eu sunt adeptul că dragostea învinge indiferent de situație. Și peste mări și țări. Bun, dar uite că dragostea a învins cu mine. Că păi eu atunci, până la urmă. Cum se face? Cum vă explicați că practic Eugenia v-a dat uitării așa de repede exact. Și s-a orientat? Și dragostea a învins cu mine. Exact. Bogdan. Probabil a fost o răzbunare, domnule. Pentru că vă dați seama că a prins teren domnul și a accelerat. Nu știți, stați, dumneavoastră știați că sunteți însărcinată când a plecat Ciprian? În momentul ăla nu. Chiar nu știam. Mă rog, aveam așa mici semne, dar m-am convins. Nici eu măcar. Și m-am convins că el este... Și Eugenia, dacă am început noi relația, de ce nu tatăl copilului? De ce l-ai mințit, mamă, pe tata? Exact. De ce l-ai mințit? Mi-a fost teamă la momentul ăla și oricum... Teamă de ce? Eram bulversată, el plecase... Și de ce ai ales atâția ani? Am început să mă o relație... Mama, de ce ai ales atâția ani să trăiești în minciună? Să mă minți pe tata, să mă minți pe mine? Oamenii când uite, iubesc tocmai... au două extreme, ca să știi. Ori sunt pasionați până la final... Vorbim despre o iubire din liceu. Ok, înțeleg, sentimentele sunt intense, da? Da, clar. Dar nu putem vorbi despre o iubire matură, adică până la urmă... Sunteți sigură că Ciprian este tatăl lui Andrei? Știți asta cu certitudine? Da. Da. Bun atunci. De unde ești tu atât de sigură? Păi și ați ales ca vreme de 20 de ani să-l mințiți și pe Bogdan și pe Ciprian, pentru că tinere, până la urmă,
Bun, înțeleg că nu-l vrei pe omul acesta aici, dar realizez că el nu are o foarte mare vină, adică a ales să plece la facultate într-un alt oraș. Sunt conștient pentru că... Habar n-avea de existența ta. Exact, mama. Dacă nimeni nu i-a spus de unde era, să știe. În situația de față mă simt cel mai vinovat pentru că am lipsit atâția ani. Okay. Din viața lui, n-aș fi făcut-o dacă știam lucrurile astea. Eu așa am vrut să las lucrurile tocmai ca să îmi fie familia fericită. Bine, Eugene, și atunci el e puțin vinovat, să zicem, sau nu e vinovat, sau, dar tu, pe tine nu te înțeleg. Mi-a fost bine și m-am aruncat cumva în brațele lui, pentru că m-a primit cu brațele deschise, în brațele Știați lui Bogdan. Și acum, cumva... Știați că vă iubește la nebunie? Da. Îmi demonstra. Și n-a fost bine? 18 ani n-au fost frumoși? Și acum, întrebarea este alta, dacă dânsa știa că dumneavoastră o iubeați nebunește și v-a ascuns treaba asta, ea v-a iubit vreodată sau s-a folosit de dumneavoastră? Foarte bună întrebare. Ce ai putea să ne răspunzi? Eu cred că te-am iubit. Dar tu cred cum ai răspuns? Prin faptul că te-ai dus cu altă femeie. Da, ce faci, drag? Ai venit? Poftim? Ai venit? Ce pot să spun? Da, am venit. Păi și ce faci? Intră așa tiptil, nu... Saluți! Ți-e rușine să dai ochii cu mine. Bună seara. Bună seara. Dar ce ai de faci așa pe Sfântul? Eugenia, are rost să... Păi are rost, dar chiar nu ți-e rușine așa? Chiar nu ți-e rușine? N-ai curaj să dai ochii cu mine? Am curaj să dau ochii cu tine, dar m-am săturat să aud tararam, pararam, pam, pam, pam. Asta te-ai săturat bine? Acum probabil că asculti alte partituri, dragă, ce să spun? Mă scuzați. Crezi că are dar cum? Dar are cum? Rost, da? Are e rost? Posibil, tu care ești sfântul sfinților, tu care ești bărbat de casă, cum ai, frate, să ajungem în situația asta? Să mă înșel tu pe mine? Să mă trădezi în halul ăsta? Îți bagi joc de mine? Eugenia, nu bagi joc de tine. S-a întâmplat, de ce nu vrei să înțelegi că... Și tu am senzația că, serios, mă iei la mișto, nu știu, râzi de mine. Și eu, care de mă gândeam nu? Că așa, ca o soție iubitoare, eu m-am întâlnit cu fostul meu iubit, cu Ciprian. Bravo mie! Dar eu m-am gândit la soțul meu. Cum să-l trădez eu pe soțul meu? Păi cum să-l înșel eu pe soțul meu? Păi Eugenia nu... Dar ție ți-a fost așa? Adică... Eugenia nu mi-a fost așa, s-a întâmplat. S-a întâmplat, să mai întâmplă. Mai greșești în viață. A, bun, s-a întâmplat odată, dar înțeleg că ți-a plăcut, că s-a mai întâmplat și a doua oară. Adică despre ce vorbim? S-a întâmplat. Bun, și acum ce propui? Nu, dar nu era mai corect să vii să-mi spui? Nu era mai corect să vii să-mi spui? Că știam și eu ce am de făcut, nu? Ce trebuia să-ți spun? Mai, fată, nu mai vreau să stau cu tine, punct. Adică, dar de ce să mă duci așa cu Zăhărelu? Chiar așa mă consider ultima... Nu te consider... de pe lume? Eugenia, ți-am mai spus că nu te consider ultima și nu îmi ești indiferentă și nu... S-a întâmplat. S-a întâmplat. Ai vrut să fii tu tatăl ăla bun în fața copilului și nepătat și uite că maică-sa e de vină că divorțează, nu? Ok, bun, ajungem la divorț. Ok, ajungem la divorț, foarte bine. Și ghiși ce? Sigur, Andrei o să vină la mine. Așa crezi tu. Cum crezi tu că o să vină Andrei după tine? Ce, Andrei e copil de grădiniță să te joci tu cu el așa cum vrei? Okay. Nu o să lepă niciuna Andrei, ei, că până la urmă vrei Andrei să știi ceva. Andrei nici măcar nu e băiatul tău. Ce ai spus? Ce ai auzit? Cum adică? Mai spune o dată. Da. Andrei nu este băiatul tău. Cum adică? Uite așa. Eu mi-am dat seama din momentul... Stai puțin, cum adică? Andrei nu e băiatul meu? Ce vrei să spui cu asta? Că Andrei nu este băiatul tău. Exact așa cum ai auzit. De ce? Știi ceva, nici nu mai contează. Până la urmă nici n-am ce explicație să-ți mai dau. Nu-i nimic, asta este... Deci nu-mi vine să cred. Când te auzi și mai te-ai luat de mine că a făcut. Deci Andrei nu-i băiatul meu. Femeie, nu ești sănătoasă la cap. Nu ești normală. Înțeleg că doamna Eugenia a vrut să se răzbune. Păi și de unde l-a scos din pălărie pe Ciprian? Dacă nu aveați nimănui, dacă nu stați un pic, că nu sunt...
un iepuraș care... Noi ne-am reîntâlnit și cumva, să spunem, am reluat legătura. Și când v-ați reîntâlnit? Legătura, așa, pe rețelele de socializare. Așa, așa. În fine, am mai povestit. Aha, și tu îmi spui mie că eu te-am înșelat, dar tu te reîntâlnisei de fapt dar în trecut. Dar nu s-a întâmplat nimic, doar am reluat o legătură. Și dacă ai reluat legătura cu el, de ce n-ai avut atunci curajul să-i spui adevărul? Pentru că... Pentru că? Pentru că? Pentru că? Și el a apăsat pedala de accelerație acum 20 de ani, în lipsa mea, și a profitat de treaba asta. Pentru că eu aveam o familie, vă aveam pe voi și voiam să rămân așa. Pe ce, mama? O familie construită pe minciună? Asta i-am și reproșat. De ce m-a înșelat? Și i-am și spus că l-am reîntâlnit pe Ciprian. Și totuși n-am făcut-o, pentru că eu eram soția fidelă. Adică dumneavoastră cam tot ceea ce faceți, faceți din răzbunare? Chiar și probabil că n-am învățat din greșeala tinereții și am repetat cumva aceeași figură și de data asta cu Ciprian. În sensul în care dacă am găsit iarăși... în momentul în care te leagă un copil și căldură și brațele deschise, pe tavă de prima, am vrut să mă răzbun. Căldură la care la mine nu mai găseai căldura respectivă, nu că... Păi tu m-ai înșelat, tu ai ales. Păi da, da, tu te-ai întâlnit înainte. Mama, să nu uităm că eu sunt la mijloc aici. Cred că ar trebui să fiu cel mai important din ecuația asta, că sunt copilul vostru. Da. La mine nu vă gândiți, doar că v-ați înșelat reciproc. Că... Și de ce l-ai adus, mamă, până la urmă pe el aici? Pentru că mi se pare că tu ești cel mai important om. Și asta mi-ai demonstrat până acum? Dintre toți cei de aici, tu ești cel mai important în momentul ăsta. Da, dumneavoastră, la ce v-ați gândit? Că Andrei va spune ce? Da, wow, corect, el e tata, salut, hai să bem o bere. Ce vă imaginați? Cum vă imaginați că va reacționa acest tânăr când el de-o viață îl știe pe Bogdan? Ca tatăl fiind tatălui și exact. Orice ea spune, și orice ea face, până la urmă toate amintirile leagă de Bogdan. Bănuiesc că cu tine a învățat să meargă pe bicicletă, bănuiesc că tot ceea ce... Da, oricum. Și tu ai o relație foarte bună cu Bogdan. Așa este, așa este. Și acela poți să-l numești tată, da? În momentul care l-a crescut... În momentul ăsta? În momentul ăsta prezența lui este foarte importantă aici. Și atunci de ce vorbește el în continuu? De ce să fie mamă importantă? Pentru mine nu înseamnă nimic. Până acum eu am fost singura care chiar nu am vrut să ca Andrei să știe adevărul. Am găsit o familie răvășită. Să mă înțelegeți. Dar nu e problema ta, exact, se întâmplă la noi familie. Un suflet răvășit și parțial părăsit. Care era sufletul? Răvășit mama? Da. De ce să fie ea sufletul răvășit? Pentru că tatăl tău m-a înșelat, da? Ok, se întâmplă într-o asta relație... Asta nu contează? Contează, asta mamă, nu contează, mă judecați pe mine că eram un copilă și am făcut o mare greșeală. De ce? Pentru că am vrut să te aduc pe lume, da? Iar tu ești copilul că putea meu, să se întâmple nu altceva. Mă interesează că ba, sunt copilul tău. Nu mă interesează, pur și simplu. Asta. Ba da, eu hotărăsc cine e tatăl meu și el e tatăl meu, orice s-ar întâmpla. Tot respectul, că... Dar așa o instanță de judecată va hotărâ al cui copil e. Dar nu are legătură instanța. Până la urmă, din fericire pentru voi toți, da? Andrei este major. Deci nu aveți cum să-l mai împărțiți, să vi-l revendicați, să vi-l... Asta și clar, nu înțeleg da. Din atitudinea asta, cum sperați să vă apropiați. Ok, dar încerc să mă pun în situația dumneavoastră. Eu aflu după aproape 20 de ani că eu de fapt am un copil. E normal să vrei să-l cunoști. Clar. E normal să vrei să fii lângă el. Clar. Poate pe undeva te consideri și vinovat. Sunt vinovat. Dar v-ați imaginat că el va reacționa cum? Nu știu neapărat, adică în momentul în care am găsit iubire, din nou, am găsit iubire și o femeie răbășită, repet. Auzi, și apoi... Păi și dacă doamna Eugenia face ceea ce a făcut de o viață și face... Dar n-a făcut din de o viață, răzbunare. Tocmai v-a spus, tocmai v-a spus. Deciziile dumneavoastră l-ați luat din răzbunare. Că ați vrut să vă răzbunați. Le-am luat, dar totuși o viață am stat lângă o familie, alături de copilul meu și de soțul meu. Da, considerați da, mamă, și tânsul, considerați că nu s-a răzbunat, că nu l-a primit pe băiatul lui acasă. Și nici nu mai contează până la urmă. Considerați... Este o întrebare, până la urmă. Considerați că e răzbunare? Dumneavoastră o explicație și merită să știe acest adevăr. De ce i-ați arătat ușa? Da, Andrei, și îmi pare extrem de rău și așa este, dar nu am vrut să suferi. Tot ce am făcut, am fost cum să... adică nu ați vrut să sufere? I-ați arătat ușa. Știați foarte bine că nu-l suportă pe Ciprian în această casă. Da. Cum adică? Poate copilul vrea să-i nu spună ai suferit, că e bolnav, Andrei, când tatăl tău ți-a arătat ușa, nu ai suferit?
Categoric am suferit, mai ales că în momentul acela eram fără speranță. Nu voiam în niciun caz să stau cu mama și cu Ciprian în casă și în tata vedeam ultima mea speranță. Te rog, ascultă-mă, Andrei. În momentul acela nu voiam să sufer din ce motiv? Nu voiam să afli adevărul acesta. În modul, dacă ai fi venit în casă mama, da? Bunica ta cu siguranță ți-ar fi spus. Mereu m-am împins, mereu de la spate spune-i zi, voiam să găsesc momentul adevărat și al adevărului în care să pot să-l spun, să te fac să suferi cât mai puțin, să afli adevărul. Andrei, dar pe tine cum te mulțumește explicația lui Bogdan? Că n-ar fi vrut ca tu să afli adevărul, că el de fapt nu este tatăl tău. Cum te mulțumește această explicație? Ce ai simțit când el ți-a arătat ușa? Am fost devastat pentru că tata pentru mine e cea mai importantă ființă. Și, dacă și pe mama iubesc, dar tata a fost mereu cel mai bun prieten al meu. Nu mi-a întors spatele nu, tata. Dacă-i, ba, da, tata mă iubește. Afară din casă. Nu te-a primit, taci. Poate a avut nu l-am primit, nu l-am dat afară din casă. Dacă căutam, eu sunt pregătit să fac, sunt un străin nu, pentru tine. Dar mă, da, ești un străin și așa vei rămâne tot restul vieții. Da, dar eu oricât te-ai străduit tu să fac cu dragă inimă. Cu ce să mă ajut, că n-am nevoie de ajutorul tău? Nu hotărăști tu exact cine este tatăl tău. Doctorii mi-au spus că eu sunt compatibil cu tine și cu problema pe care o ai tu. Nu cum el, să fii tu nu compatibil mama ta, cu mine? Eu sunt cum? Compatibil. Cum să fii tu compatibil ba cu da, mine? Da, eu sunt. Păi este tatăl tău biologic. Eu sunt tatăl tău biologic, omule. Șansele foarte mari sunt ca compatibilitatea să fie de la mamă sau de la tată, sau mă rog, de la frați, dar în cazul tău nu există frați. Și tocmai tu să fii, să depinde ajutorul tău, nici nu vreau să-mi imaginez. Nu, dar nu trebuie să fii supărat de treaba asta, trebuie să... Da, pentru că există nu o șansă... am nevoie de ajutorul tău, pentru că eu am un tată. Am să lupt Andrei. Pentru asta. Am să lupt pentru asta, indiferent ce cine lupți, se pune în fața mea, ai înțeles? Pentru binele până la urmă, Andrei, tu de ce-l urăști atât de mult pe omul nu acesta? Pentru că absolut nimic. Din cauza lui s-a destrămat familia voastră. Corect. El n-are nicio vină. Din cauza lui, viața mea e un haos acum. Mai pentru degrabă că... din cauza mamei tale, pentru că ea vreme de atâta amar de timp a țesut niște minciuni. Asta da, dar dacă ar fi rămas doar ei... părinții mei divorțați. Tu înțelegi poate că Ciprian... Aș fi trecut peste asta, dar acum a apărut omule, Ciprian. Omule, dar Ciprian habar n-avea, că da, omul există. Ciprian a apărut după atâția ani și spune că e tatăl meu și e clar că eu sunt bulversat și... Dar da, trebuie să te bucure, pentru ce că să eu mă bucure, te omule? Dar eu nu are nicio vină. Nu are nicio vină. Păi și dacă, tu se, da, dacă eu nu se întâmpla așa, ce ai vrea, să fii un nume pe o listă al 173-lea care așteaptă... Cu siguranță asta Andrei, cum poți să spui asta? Mamă, nu vreau vrei să... Vrei să mă îngrop și pe mine să odată ajute cu tine, dar tu nu te gândești ăsta. Ce ți se poate întâmpla? Ce se de poate ce? Întâmpla? Ce s-a făcut omul ăsta? Sunt și așa ai zis care că nu contează pentru tine. Un transplant și ai tu zis ai... că nu contează pentru tine. Nu ia-o ca și cum ar fi oricine altcineva. Tu trebuie să accepti. Liniștește-te, te rog eu, liniștește. N-am ce tată să mă liniștesc pentru că din partea lui nu vreau niciun ajutor. Și dacă te stingi ca o lumânare, că te încăpățânezi acum, da? În adolescența ta, te încăpățânezi tu acum să nu vrei nimic de la omul acesta. Cum crezi că vor putea trăi cei pe care tu îi numești tatăl tău și mama ta? Andrei, nu e de dacă joacă. Dacă mi-au demonstrat că le pasă de mine... Andrei, nu e de joacă. Am o întrebare. Chiar ai fi dispus să faci treaba asta? Oricum, și ar trebui să fiu apreciat pentru treaba. Și eu nu sunt dispus să-ți Andrei, accept ajutorul. Andrei, Andrei, stai să ne gândim nu puțin. Andrei, nu avem la ce să ne gândim. Andrei, hai să ne liniștim, te rog eu puțin. Hai că îți face rău, te rog eu liniștește. Nu te încăpățâna, prostește acum pentru că nu ai ce demonstra. Omul acesta a înțeles. Ok, la anii tăi e normal să gândești așa. Dar la anii noștri nu gândim ca tine. Adică și eu să fi fost în locul lui Ciprian, mi-aș fi dorit să-mi văd fiul, să încerc să-l cunosc, să încerc să mă apropii de el. Eu nu sunt dispus să fac asta. Ascultă-mă că-l pe tatăl tău. Te dacă rog, exact, noi nu contăm, ascultă-mă că-l pe el. Uite, și Eugenia, deci hai să ne liniștim puțin, hai să ne gândim la rece. Avem o problemă, da? Ai o problemă, e problema mea de sănătate. Nu e adevărat, nu e problema ta. Oh, e problema mea leu. Și a Eugeniei. Și acest om... Parcă v-ar interesa, lasă-mă puțin. Pe voi de mine. Lasă-mă puțin. Și acest om, cu toate că... știi foarte bine și părerea mea și părerea ta. Este dispus să facă un gest mare.
Da, 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 pentru mine nu contează pentru asta, tine, eu nu vreau noi, ajutor din partea lui. Nu contează cine pentru este el pentru tine, da? E un străin, de okay, ce să mă sacrific eu pentru omule, voi? Omule, am venit ca o binecuvântare în viața ta, înțelegi treaba asta? Uite că eu nu iau ca pe o binecuvântare. Ce crezi? Dar gândește-te că ai o problemă gravă. Da, ai poate o, o să treacă, gravă. Poate o să... Nu o să treacă. Ascultă în momentul ăsta și pe mine și pe maică ta. Te rugăm... Liniștește-te, calmează și gândește no, puțin la rece ideea. Hai să o gândim puțin. Zi și tu, Eugenia. Păi viața zi lui depinde de asta. Asta e cel mai important. Și nu vreau da? Ca viața mea să depindă viața, de el. Nu vreau ca viața mea să depindă de el. Nu-ți bate joc de darul vieții. Gândește-te la tine. Gândește-te la ei. Și folosește-te de mine. Noi nu avem cum să te ajutăm, aș fi vrut să poți să te ajut. Ai această șansă, nu-ți bate joc, alții nu o au. Ar da ani în viața lor, ar da și pielea de pe ei. Nu-ți bate joc. Sunt atâția care s-au stins cu zile, pentru că nu au avut un donator. Lasă încăpățânarea, maturizează-te nițel. De dragul tău, îți promit că o să mă gândesc. Vrei să-i nenorocești pe acești oameni, pe toți trei? Dar nu cred că îi nenorocesc, oricum nu. Ba da, nu mi-au distrugi, demonstrat că le pasă de mine. Păi și acum nu e important că le pasă. Totdeauna ne-a păsat de tine. Te rog eu, gândește-te, Andrei. Andrei, lasă, dacă îți vine o mână de ajutor și noi... Sau măcar dacă, ok, dacă oamenii aceștia te-au mințit, dacă oamenii aceștia te-au dezamăgit, gândește-te. Gândește-te puțin la acea listă despre care îți vorbeam și la acei oameni care nu au șansa ta, la acei oameni care ar da orice să fie una, două, trei, cinci poziții mai sus. Nu-ți bate joc de darul vieții. Pentru ce? Pentru o încăpățânare. Dar nu i-am făcut absolut niciun rău, am încercat să-l apropii. Tot ce a fost între mine sau ce e între mine și maică ta, ce e între mine și... Dă deoparte, dă deoparte și gândește. Sunt oameni care nu beneficiază de această șansă. Nu-ți bate joc de ei. Nu e de joacă. Nu e de joacă. Și ce vrei, tata, să accept transplantul de la el? Mai gândește-te, nu zida în momentul ăsta. Mai gândește-te, te rog eu mult, gândește-te. Bine. Și lasă-ne... Uite, de dragul tău, îți promit că o să mă gândesc. Dar nu e vorba de dragul nimeni. Te rog frumos să nu te lași. E vorba de tine. E pentru tine, pentru binele tău. Dar de ce crezi că treaba asta te va lega cu lanțuri de Ciprian? Bun, înuiesc că el este suficient de matur încât să înțeleagă că dacă tu nu vrei să ai de a face cu el, dispare din viața ta. Omule. Da, pentru că eu nu vreau ca el să vină peste ani să-mi spună că mi-a salvat viața. Nu, am venit peste ani să recuperez anii în care am lipsit făcând acest gest pentru tine. Înțelegi? Și nu o să vin peste ani să-ți reproșez. Pentru că dacă aveam de gând să-ți reproșez, nu făceam acest gest. Trebuie să accepți, Andrei. Noi nu avem cum să te ajutăm. Aș fi vrut să poți să te ajut. Dar din păcate nu se poate. Stai că tu mi-aș fi dat orice. Mi-aș fi dat orice să pot să te ajut. Poftim. Orice. Gândește-te la tine. Gândește-te la ei. Și folosește-te de mine. Omul acesta nu ți-a greșit cu nimic. Da, știu el asta. El habar nu a avut adevărul. Doar că, din cauza mamei, toată furia mea se revarsă acum și asupra lui. E șansa ta la viața, Andrei. Asta este cea mai importantă problemă pe care trebuie să o rezolvăm acum. Restul o să vedem. Exact. Găsim o soluție. Exact. Important e ca el să fie bine și să rezolvați problema și sunt la dispoziția ta. Oricând. Nu-ți bate joc de darul vieții, Andrei. Ai această șansă. Nu-ți bate joc, alții nu o au. Ar da ani din viața lor, ar da și pielea de pe ei. Nu-ți bate joc. Sunt atâția care s-au stins cu zile, pentru că nu au avut un donator. Lasă încăpățânarea, maturizează-te nițel. Oh, Andrei. Andrei, te rog eu mult, gândește-te, te rog mult, gândește-te și la mine, gândește-te și la maică-ta, dar în primul rând, gândește-te la mine, da? Fii bărbat, tu-ți dai seama ce îmi creezi, nu, eu nu vreau să te pierd, nu pot să te pierd, tu trebuie să fii lângă noi, trebuie să fii mereu lângă noi, gândește-te foarte bine ce suferință ne provoci, nu poți să faci așa ceva, trebuie să accepți.
Uite ce m-am gândit mai bine. Stai. Puștule, dragostea nu pune întrebări. Să ții minte lucrul ăsta. El... Nu mai contează nimic, adică nu mai mă gândesc dar la Ciprian dacă, practic, sau la... Fostul dumneavoastră soț, nu vă înșela și nu divorțați, mai reluați legătura cu Ciprian? Cu siguranță că nu s-ar fi ajuns adică aici, deci nimic că... nu e întâmplător. Eu nu spun că e un lucru bun că s-a întâmplat așa. Exact la asta mă gândeam. Dar adevărul tot s-ar fi aflat, pentru că această nenorocire v-ar fi lovit cu fiul dumneavoastră, cu Rinichiul. Și da, bănuiesc că undeva v-ați fi gândit toate la Ciprian. Toate rost, că vrem noi sau că nu vrem. Adevărul tot ieșea la iveală. Da, și poate că mi-e bine așa până la urmă, m-am eliberat și eu. Asta pe de-o parte, pe de-altă parte, eu consider că poate răul ăsta pentru... care a venit în viața noastră a venit cu mare bine. Pentru copilul nostru. Poate e mai bine pentru dumneavoastră. O, Andrei, veți mai avea de tras. Pentru că în momentul de față, în viața lui, este un mare haos. Important e, Eugenia, să acceptăm amândoi și să fim, să ne unim forțele, să-l ajutăm pe Andrei. Și să mergem înainte așa cum am făcut noi pe vremuri. Îți accept ajutorul pentru că nu vreau ca tata să sufere dacă se întâmplă ceva rău cu mine. Nimeni nu vrea să se întâmple ceva rău. N-a suportat să știu asta. Nimeni nu vrea să se întâmple ceva rău cu tine. Dar, cum spuneam, îți mulțumesc că ești dispus să mă ajuți. Eu îți mulțumesc.
Nimic nu poate scuza minciuna Eugeniei, care l-a privat pe Andrei de o relație firească cu tatăl biologic. L-a privat pe Ciprian de bucuria de a fi tată, iar pe Bogdan l-a condamnat la aproape 20 de ani de minciună. Destinul însă a revenit necruțător, refăcând ordinea firească, acum foarte dureroasă. Există însă și speranță. Ciprian dovedește că are instinctul și dragostea de părinte și, prin sacrificiul lui, pentru că, da, adona un organ este un sacrificiu, poate deschide o cale a dialogului cu Andrei. Și dacă toate merg bine și dacă tânărul va putea ierta, el se va putea bucura până la urmă de trei părinți. Spun asta pentru că nimeni și nimic nu îi va putea lua lui Bogdan meritul de a-l fi crescut frumos pe Andrei. Vorbim amândoi la telefon? Da! Da! Mai mamă dacă spun că te înșeală. Pa! 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 Fă-i palul, mami, zi, vino repede și lasă cursurile. Pa! Știu că mă înșel. Poftim? Da, știu că mă înșel și am dovezile aici. Bobi a aflat de noi. Și cu casa ce faci? O să o pun la vânzare și o să o facem jumate-jumate. Eu pot să vă asigur că o să fac tot ce e posibil ca să rezolvăm problema. Așa vezi tu o căsnicie perfectă? Să ai și amant și bărbat? Asta este viața perfectă. Bă, nene, gândește că ești un Dumnezeu sus. Tu faci foarte mult rău omul ăsta. Hai să luăm copilul, hai să ne vedem de treaba noastră. Lasă-l pe el să-și facă viața lui cum vrea, că acum ne plicopțim și cu el pe cap. Eu cred în stare pe Iulia să-l arunce după gratii pe fiul dumneavoastră. Evident că sunt în stare. Doamne, dar ce ți-a făcut, dragă? Iar nu se mai poate așa ceva. Ce ți-a făcut, dragă, să-l bagi după gratii? Nu ți-e deci suficient că ai luat deci așa ceva nu există, gata. Deci așa ceva nu există. Dacă soacră ta nu te vedea, dacă socrul tău nu te vedea împreună cu Alex și șarada asta mergea în continuare, o țineai așa? Da, eram toți fericiți.